Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale Sfintei Cuvioase Fecioare Mucenițe Paraschevii, ale Sfântului Luca al Crimeii, ale Sfântului Radu Gir și ale tuturor Sfinților din temnițele comuniste, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dragii mei, sunt Părintele Matei Vulcănescu din cadrul Patriarhiei Antiohiei. Iată, aș vrea să vă vorbesc acum pentru că ne apropiem de prima săptămână din postul mare este foarte important pentru că în această săptămână se citește Canonul cel Mare, da? Și iată că oamenii nu mai sunt atenți la ceea ce se citește sau nu conștientizează ceea ce se citește, ce înseamnă acest canon cel mare. De aceea eu am scris un mesaj, așa, și anume am scris în felul următor mesajul pe care l-am publicat pe Facebook. Dacă vreți să vă simțiți înjosiți și umiliți de biserică, mergeți la canonul cel mare. Deci, iată, gândirea actuală, gândirea de în ziua de azi, feminismul, gândirea aceasta este că ai încredere în tine, fii tu însuți, consideră-te Dumnezeu, consideră-te cel mai bun, da? Tu te duci la biserică, la canonul cel mare, ca să auzi despre tine că ești viermele pământului, că ești desfrânat, că ești păcătos, că ești mai rău decât păcătoșii din Vechiul Testament, da? Bun. E, pentru lumea modernă, pentru lumea de astăzi, pentru gândirea de astăzi, care este o gândire antichristică, canonul cel mare ce devine? Devine, nu? O stare, e ceva rău, nu? Da? Vedeți? Deci, noi vrem să fim umiliți și înjosiți ca și creștini ortodoxi. Hristos, cel care este capul nostru, a fost umilit și înjosit pe cruce, așa cum spune și monahul Nicolae Steinhardt de la Rohia, spune că Hristos era gol pe cruce, nu avea nimic în jur, era gol, era defăimat total, toți își clătinau capetele, da? Deci, iată, noi ca următori al lui Hristos, nu putem să așteptăm altceva decât să fim răstigniți, decât să fim umiliți și înjosiți, da? Aceasta e normalitatea creștinului. Aceasta este dorința creștinului, da? Și iată canonul cel mare, da? Ne învață umilința și înjosirea, da? Extrem de important. Ne învață smerenia, da? Extrem de important. Pentru că dacă nu suntem în stare de smerenie, harul lui Dumnezeu nu vine la noi. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Trebuie să știm un lucru extrem de important, și anume că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, da? Așa spune acolo, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, însă chipul lui Dumnezeu din noi este alterat, este stricat, este ciobit, este, nu e distrus total, dar este deformat. Chipul lui Dumnezeu. De aceea noi am ajuns într-adevăr să fim mai rău decât animalele. Prin alegerea noastră liberă. Da? În rău. Da? De aceea starea aceasta în care suntem acum este starea căzută. Da? Nu am ajuns nici la starea de curățire a sufletului nostru, nici la starea de luminare, de înțelegere a Evangheliei lui Hristos, de înțelegere a lui Dumnezeu, și nici la starea de îndumnezeire, ca să spunem că s-a reparat în noi chipul lui Dumnezeu. Și atunci, ca să se repare acest chip al lui Dumnezeu, avem nevoie să învățăm înjosirea și umilința fraților. Aceasta vedem la toți Sfinții Părinți. Trendul actual însă este unul total diferit, nu? Noi nu vrem să fim umiliți de nimeni. Noi nu vrem să ne umilim pe noi înșine, să spunem ceva rău despre noi înșine, nu? Deși dacă citiți toate cărțile duhovnicești,
Dacă citiți, de exemplu, haideți să vă dau un exemplu care este foarte comun și ușor, ne vorbește Părintele Cleopa. Părintele Cleopa spune despre el însuși că el este un putregai, un vierme. Da? Păi cineva spune, vai, cum poate Părintele Cleopa să se umilească în halul ăsta când el e chipul lui Dumnezeu? Păi da, chipul lui Dumnezeu, dar chipul lui Dumnezeu, deci cineva care ajunge la conștiința faptului că chipul lui Dumnezeu este schimonosit în noi, este deformat în noi, este un chip al lui Dumnezeu și bețivul care este în șanț, este chipul lui Dumnezeu schimonosit, nu? Și Iuda avea chipul lui Dumnezeu, însă schimonosit, nu? Da, deci atenție mare ca să înțelegem, să nu credem că deodată prin faptul că suntem botezați și că ne numim creștini ortodoxi, gata, suntem deja îndumnezeiți, așa magic. Nu. Iată ce am scris mai departe. Este total antimotivațional acest canon cel mare. Și ne induce ideea că suntem răi și schimonosiți. Exact. Adică, vedeți, toate auziți acești, cum să le spunem, influenceri motivaționali care vă spun, crede în tine, ești cel mai bun, trebuie să ai vibrația ta, trebuie să fie sus, trebuie să fii, să fii cu puterile universului în legătură. Adică, cu alte cuvinte, fii cât mai mândru, da? Rupe-te cât mai mult de Dumnezeu ca să moștenești iadul. Astea sunt aceste discursuri motivaționale. E, trebuie să știți că canonul cel mare este total antimotivațional, nu? Asta trebuie să înțelegem. Este total antimotivațional. Pentru că el ne spune că suntem răi, că suntem schimonosiți, că suntem mai rău decât praful și decât pulberea pământului, că suntem mai rău decât animalele. Să conștientizăm această stare a noastră. Această atenție mare nu e nici măcar o smerire, ci o constatare a realității de fapt a stării noastre sufletești și trupești. Pentru că acest parazit care este păcatul strămoșesc a adus această stare în noi. De aceea noi suntem mai rău decât toți păcătoșii Vechiului Testament. Ăsta este mesajul canonului cel mare. Că suntem mai rău decât praful. Și iată, mai departe, ca să înțelegem, am și scris în continuare, dar iată că oamenii care citesc acest mesaj pe care eu l-am postat, ei consideră înjosirea și umilința ca fiind ceva rău. Deci a ajuns creștinul ortodox să consideră a fi umilit și înjosit ca fiind ceva rău, pe când umilirea și înjosirea este ceva bun, nu e ceva rău, atenție! Este ceva extrem, extrem de bun și folositor pentru mântuirea sufletelor noastre. Da. Pentru că altfel vom trăi și vom crește într-o mândrie, într-o părere de sine, într-o moarte sufletească, care ne aduce iadul, fraților. Da. Iată. Când se citește canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul și rugăciunea lui Manase și psalmii lui David, o să observați că ceea ce spune Hristos este vital pentru mântuirea noastră. Deci, psalmii lui David, rugăciunea lui Manase, canonul cel mare, sunt total antimotivaționale, ne umilesc, ne fac una cu pământul, ne fac mai răi decât viețuitoarele, decât tot ceea ce este, mai rău decât demonii ne fac. Cum e posibil așa ceva? Aceasta este realitatea. Dar această realitate vine în legătură cu Hristos, da? Cu ceea ce ne spune Hristos, da? Care este ceea ce ne spune Hristos este vital pentru mântuirea noastră. Și ce ne spune Hristos în Evanghelie? Păi Hristos ne spune următorul lucru. Cine vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, da? Și să-și ia crucea. Puncte, puncte, da? În limba greacă, da? În greaca veche, cuvântul este să se nege pe sine. Aparnisato to neaftotu. Adică să se nege pe sine. Adică să se înjosească pe sine, să se anuleze pe sine. Deci Hristos, ca să putem să-i urmăm Lui și să ne luăm crucea, ca să putem să luăm crucea, să-i urmăm Lui Hristos, trebuie să ne anulăm pe noi înșine, fraților.
Deci, vedeți importanța canonului și înțelegeți de ce este total antimotivațional, de ce este total împotriva gândirii lumii acesteia. E total împotrivă. Lumea aceasta spune să fii cât mai mândru, cât mai încrezător în tine, în puterile tale, să vibrezi la stări înalte, zice lumea aceasta. Ce spune Hristos? Anulează-te pe tine însuți. Neagă-te pe tine însuți. Înjosește-te pe tine însuți. Da? Iar apoi lucrul acesta îl vedem în foarte clar exprimat în războiul nevăzut al Sfântului Nicodima Ghioritu și Sfântul Teofan Zăvorâtu. Așa, mai departe îl vedem la, foarte clar exprimat în scara Raiului, da? Scara Sfântului Ioan Climax, da? Ne arată clar că dacă nu ne negăm pe noi înșine, nu ne umilim pe noi înșine, nu ne considerăm a fi mai rău decât toți oamenii, nu avem parte de mântuirea în Hristos. Aceasta este realitatea, da? Aceasta este realitatea. Și atunci nu mai suntem, deci, numai dacă nu înțelegem aceste lucruri, și vedeți, în Noul Testament, traducerile care s-au făcut în limba română, s-au făcut de către pudibonzi, să nu supere la ureche, să folosim cuvinte cât mai așa care să nu ne șocheze, să nu ne supere. Dar în original, cuvintele sunt șocante, fraților. Sunt șocante. De ce sunt șocante? Pentru că să înțelegem, de fapt, cine suntem noi. Da? Cine suntem noi? Unde ne aflăm, de fapt? Că dacă nu înțelegem că suntem praful pământului, n-am făcut nimica. Nu vine Harul lui Dumnezeu ca să ne elibereze și să ne conducă către mântuire. Nu vine. Da. În Noul Testament au tradus în limba română cuvinte, deci cuvintele dure, da, vomă, căcat, jec, da, dar cu cuvinte pudice, da, pentru semi-creștini, da, de genul necurăție, da, așa, da. Dacă, deci trebuie să înțeleg, în primul și în primul rând eu, prezbiterul Matei Vulcănescu, trebuie să înțeleg eu cine sunt eu. Deci dacă Hristos îmi spune că eu trebuie să mă neg pe mine însumi, eu trebuie să spun cu voce tare către toți realitatea despre mine. Că altfel nu vine Harul Duhului Sfânt. Altfel omul nu se poate sfinți. Deci legea Evangheliei spune cu cât te cobori mai mult, cu atât te înalți mai mult. Aceasta e legea Evangheliei. Legea Evangheliei spune cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Legea Evangheliei așa spune, da? În legea lumii, în legea oamenilor, cu cât te înalți mai mult, cu atât ești mai bine. Cu cât ai mai multă putere. Da? Vedeți, se fac unii călugări ca să ajungă episcopi. Vor să fie episcopi, să poarte mitre, vor slavă de șartă. Vor să li se pupe mâinile de către oameni. Nu? Alții vor spun, deci aceasta e filozofia lumii, da? Filozofie care nu are nicio legătură cu Evanghelia lui Hristos, care este antinomică, da? Cu cât te cobori mai mult, cu atât te înalți mai mult, da? Cu cât dăruiești mai mult, cu atât primești mai mult. De ce face omul? Omul este avar. Zice, dacă dai, n-ai. Așa e filozofia omului din ziua de astăzi. Filozofia lui Hristos este, dacă dai, ai. Dăruita, data săracilor, dreptatea lui rămâne în veac. Înțelegeți diferențierea? Este fundamentală. Și atunci eu, Matei Vulcănescu, prezbiterul Matei Vulcănescu, sunt un nebun, un vierme spurcat, un hoț, un curvar spurcat, un călcător de post, un lacom și un mincinos mândru și spurcat, sunt o vomitătură de om, un căcat în ploaie și un jeg ordinar. Dar vreau să fiu cu Hristos. Vreau să fiu cu Hristos, cu care am o relație de 30 de ani, când l-am cunoscut. Îl iubesc și nu vreau să mă despart de El. Relația noastră este foarte frumoasă și nu merită să o arunc la gunoi pentru nimic lumesc. De aceea sunt parte din trupul lui Hristos.
Da? Pentru că parte din trupul lui Hristos sunt, adică din biserica lui Hristos, așa, vomitătură de om, vierme și nu om, putregai și nu om, sunt parte din trupul lui Hristos. Pentru că nu vreau să mă despart de Hristos. Singurul lucru, spun Sfinții Părinți, care ne desparte de Hristos, este erezia, fraților. Erezia ne rupe de Hristos. Erezia este hula împotriva Duhului Sfânt. De aceea, rămân parte din trupul lui Hristos, întind mâna către Hristos și cer ajutorul lui Hristos, eu păcătosul, pentru că eu nu sunt în stare să mă mântuiesc pe mine. Oricât de motivațional aș fi, este egal cu zero. Da? Da. De aceea sunt parte din trupul lui Hristos, mărturisind împotriva ereticului sinod din Creta din 2016. Sunt prezbiter al lui Hristos și Hristos mi-a dat în grijă turma sa mică, da? Pe care o păstoresc ca păstor în succesiunea apostolică, în Biserica lui Hristos. Dar trebuie să mai știm un lucru. Atunci când spun că sunt un rahat, da? Încă nu fac voia lui Hristos. Pentru că Hristos spune să ne anulăm pe noi înșine. Adică sunt mai rău decât un rahat, mai rău decât demonii. Da? Aceasta este realitatea pe care o înțeleg. Sunt mai rău decât demonii. Pentru că nu fac binele pe care voiesc să-l fac, ci răul pe care nu doresc să-l fac, pe acela îl fac. Om nenorocit ce sunt! Aceasta este realitatea, aceasta spune și Sfântul Apostol Pavel. Aceasta spune și Sfântul Vasile cel Mare, care spune despre el, sunt un curvar. Da? Iată. Aceasta spun, aceasta este starea normală a omului în Hristos care vrea să se mântuiască, care vrea să ia calea mântuirii. Pentru că Evanghelia are scopul de a ne învăța cum să ne mântuim. Dacă noi stăm departe de Hristos, nu avem cum să învățăm să ne mântuim. Și atunci vom fi doar niște oameni religioși care, din păcate, nu vom avea nimic de câștigat din lumea aceasta. Pentru că, vedeți, eu sunt prezbiter în Biserica Ortodoxă, Dumnezeu mi-a dat această turmă, nu caut să-mi fac prozeliți, da? Am auzit cineva spunea, și asta este, se spune, Părintele Matei Vulcănescu este o sectă, da? Da. Păi, secta, știți cine este secta? Secta este, sunt cei care acceptă sinodul din Creta. Aceia sunt sectă. Și vă spun de ce sunt sectă. Pentru că ei în Creta au stabilit împreună cu celelalte secte, participante la Consiliul Mondial al Bisericilor, așa numitelor biserici, care ei le numesc biserici, cum că Biserica Ortodoxă este una, ocupă un loc central, lângă alte confesiuni și alte secte, care ocupă și ele un loc central în unitatea bisericii cu sectele. Adică, cu alte cuvinte, ei spun că Biserica lui Hristos, Biserica Ortodoxă, este o sectă printre alte secte. Deci ei au devenit sectă. Și atunci ei mă acuză pe mine că eu sunt sectă. Cum să fiu sectă? Eu rămân un smerit slujitor în Biserica lui Hristos, în Biserica Ortodoxă Antiohiană, slujind lui Dumnezeu și oamenilor. Da. Nu mergem să ne facem prozeliți. N-avem nevoie de oameni. Nu avem nevoie de oameni. Pentru că nu este cazul. Atâta timp cât oamenii nu vor să se mântuiască, la ce folos este dacă participă la noi la Sfânta Liturghie? Cu ce îi ajută? Cu nimic. Nu îi ajută cu nimic. Iată, slavă lui Dumnezeu, chiar în ultimul timp, așa, văzând că oamenii nu doresc să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, că oamenii manipulează, că oamenii vor să fie conduși de mintea lor cea strâmbă, bolnavă și nebună, eu ca duhovnic le-am spus că atâta timp cât nu doresc pe Hristos,
nu au ce căuta nici la Sfânta Liturghie și nici nu au ce căuta în bisericuța noastră. Da. Biserica noastră poate să fie formată din 3 oameni. Atât. Nu avem nevoie de mai mulți. 3 oameni. 2 oameni. Atât. 2 oameni. Este biserica. Nu avem nevoie de prozeliți. Nu avem nevoie de adepți. Nu avem nevoie de oameni. Nu avem nevoie de nimeni și de nimic. Da? Avem nevoie doar de Hristos. Atât. Lucrul acesta trebuie să fie foarte, foarte clar înțeles. Iar faptul că eu vă vorbesc și vă spun aceste lucruri arată sinceritatea și dragostea pe care o am față de voi ca să vă luminați de la Duhul Sfânt și să înțelegeți că Hristos a răstignit și pentru voi și că nu puteți să rămâneți în acest iad, în această moarte și că numai ruperea de acest iad duce la Hristos. Hristos ne vrea cu totul și pentru totdeauna. Dacă rămânem însă într-o religiozitate, mă uitam chiar așa, mulți îmi scriu și îmi spun: vai părinte, preotul a modificat și nu mai citește ectenia pentru cei chemați. Preotul nu știu ce. Și eu le spun: oameni buni, credeți că Hristos este a adus o nouă religie pe pământ cu un nou cult? Greșiți profund, greșiți amarnic. Uitați-vă să vedeți în primele veacuri creștine că fiecare prezbiter al bisericii avea propria lui liturgie. Dar se ferea de greșeli, de erezii. Da? Inclusiv Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Iacov, Sfântul Marcu și alți mulți sfinți, da? Au compus liturghiile lor. Da? Și în timp s-a păstrat și s-a uniformizat, introducându-se această idee de religiozitate și cum că liturgia e căzută din cer. Liturgia nu este căzută din cer. Liturgia este frângerea pâinii. Este pâinea care se apogorâ din cer. Și dacă vreți să știți un lucru, liturgia este însăși rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că intră în cămara ta și spune și roagă-te nascuns, înseamnă exact catacomba. Nu înseamnă neapărat să fii singur. Așa cum au tradus ăștia într-un mod samavolnic, că rugăciunea particulară și rugăciunea colectivă. Nu, dragilor. Singur înseamnă în trupul lui Hristos împreună, dar singur față de lumea aceasta. Este cu totul altceva. De aceea creștinii se adunau împreună cu apostolii și apostolul frângea pâinea. Spunea Tatăl nostru. Și la pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, în clipa aceea Dumnezeu Tatăl trimitea pe Fiul în chipul pâinii aduse, care era frântă, se frângea pâinea și cu toții se împărtășeau cu Hristos cel viu. Înțelegeți? Aceasta este realitatea lui Hristos. Acesta este adevărul, fraților. Acesta este adevărul, da? Pe care noi trebuie să-l cunoaștem. Și atunci, despre ce vorbim, că a scos nu știu ce ctenie și a făcut nu știu ce și că aia este... Ei asta înțeleg, datorită unei lipse de luminare a Duhului Sfânt. Liturghia, fraților, este frângerea pâinii. Este sfânta împărtășire cu Hristos, a comunității în Hristos, în Biserica Ortodoxă, care mărturisește ortodox, fraților. Dacă noi avem liturghie și facem în fiecare zi liturghie, dar noi nu mărturisim ortodox, la ce ne folosește liturghia? Cu ce ne ajută? Dacă noi trăim într-o ipocrizie, dacă noi nu înțelegem ce înseamnă aceea duhovnic, nu înțelegem ce înseamnă aceea biserică și credem că biserica înseamnă clădirea cu ziduri. Care e biserica?
Când de fapt în limba greacă chiar are altă denumire clădirea în care se slujește, se numește naos. În schimb, biserică este eclisia. Da. Eclisia. Da. Sinagogii, eclisia. Adunarea credincioșilor înseamnă. Oriunde se adună credincioșii. Credeți că în primele veacuri creștine, creștinii aveau biserici mărețe? Nu. Se adunau în case. Frângerea pâinii se făcea în taină, în ascuns, era în catacombă. De frica romanilor, pentru că erau, majoritatea erau omorâți, nu? Erau dați la lei, erau tăiați cu fierăstrău, li se tăiau capetele, erau omorâți de către păgâni, fraților. Și noi am ajuns astăzi să ne păgânizăm credința. Am ajuns să fim păgâni. Am ajuns să ne închinăm, în loc să ne închinăm la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, am ajuns să ne punem idol pe unul care a trăit cu o femeie toată viața, care era în credința lui Rudolf Steiner, da? Care a pictat acele nebunii, da? Pe Arsenie Boca, care este un idol. De aceea am și blestemat pe acest idol Arsenie Boca. Ca să înțelegem că idolii trebuiesc blestemați. Pentru că nu are nicio legătură cu Hristos și cu biserica sa. Da? Idolii trebuiesc blestemați, fraților. Da? Blestemat este idolul Arsenie Boca și demonii lui. Da? Pentru că el, toată această isterie care nu are legătură cu Hristos, este o isterie care duce în iad. În Transilvania, numit de unii și Bocaland, așa, și cei care sunt acești fanatici, se numesc bocăiți, da? Bocăiți, de la Boca și la Bocaland, acești fanatici, ei stau în biserică, ei spun și cred că sunt ortodoxi, dar ei sunt de fapt idolatrii a lui Boca. Deci nu e nicio diferență între idolatrii lui Boca și romano-catolici și protestanți. Tot aia e. Că cineva îmi spunea, dar în Transilvania vedeți că Boca a reușit să-i țină pe unii ortodoxi. Da? Nu îi ține ortodoxi. Îi ține idolatrii. Aceea nu este ortodoxie. Nu este ortodoxie. Nu înseamnă că dacă te botezi ortodox, nu înseamnă că dacă faci parte fizic din Biserica Ortodoxă înseamnă că ești ortodox. Nu! A fi ortodox înseamnă a avea dreapta credință. Al slăvi numai pe unul și unicul Dumnezeu, Iisus Hristos, Sfânta Triadă, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Da? Nu a transforma, nu a pune idoli despre care nu cunoaște nimic, dar se vede că sunt idoli, pentru că el, Arsenie Boca, uitați-vă ce a pictat la Drăgănescu. Duceți-vă acolo să vedeți pe Iisus Hristos l-a pictat, de exemplu, transparent. Păi, este exact erezia aceea teribilă din primele veacuri creștine, în care se vorbea despre un Hristos cu trup transparent sau aparent. Da? Vedeți? Apoi, acele imagini, dacă vă uitați la ele, o să vedeți că ochii lor sunt negri. Există, deci el a pictat, de fapt, demoni în chipul sfinților. Este îngrozitor. L-a pictat acolo pe Ulfila, pe semiarianul, pe demonizatul, pe anatematizatul, de la primul sinod ecumenic, l-a pictat împreună cu sfinții părinți. Da? Este îngrozitor? Da? Apoi a pictat, așa zisa, unirea bisericilor romano-catolică și ortodoxă. A pus Sfântul Petru din Vatican și Sfânta Sofia. Și deasupra scrie, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Adică amândouă sunt de fapt biserica cea una. Deci el credea în teoria bisericilor surori. Ca să nu mai vorbim de mărturiile părinților, care sunt mărturii puternice, dar pe care oamenii nu vor să le vadă. Pentru că ei sunt orbi și surzi și sunt în stare să omoare pentru idolul lor. Sunt fanatici pentru idolul lor. Pentru că aceasta este realitatea. Idolatria
este cumplită. Și avem, iată, o națiune de idolatri. Da. O spunem toate acestea și cu toată durerea sufletească, pentru că nu este un lucru bun să fim idolatri. Trebuie să ne lepădăm de idoli, să blestemăm idolii, să-l blestemăm pe Arsenie Boca și demonii lui, ca să ne eliberăm de acești demoni cumpliți. Să ne eliberăm de toți demonii aceștia. Am auzit iarăși de această, deci de oastea Domnului, care este o altă stare de demonizare și o parasinagogă, pentru că acolo se face un jurământ. Da? Un jurământ care înlocuiește botezul, numit și nașterea de sus. Și am auzit că și așa numită frăție Sfântul Gheorghe, tot așa fac un jurământ ca și oastea Domnului. Acestea sunt exact iezuiții din romanul catolicism, fraților. Sunt grupări periculoase, grupări anatematizate de biserică, fraților. Oriunde se depune jurământ, da. Este îngrozitor, da. Trebuie să avem grijă să cunoaștem și să discernem realitatea. Călugăria, atunci când cineva se călugărește, el nu depune niciun jurământ, da. El, ceea ce se numesc voturile monahale, da, sau ce înseamnă vot, deci a vota, înseamnă că el alege ca de acum să trăiască ca un creștin, da. Asta este, creștinul sau monacul e același lucru. Deci monahismul nu este ceva diferit de mirenat. Numai în România sunt plătiți călugării de la stat, dacă a mai pomenit cineva așa ceva, da. Monahul este un simplu mirean. Nu e nicio diferență între monah și miren. Monahii nu fac parte din clerul bisericii. Înțelegeți? Ei sunt mireni care au ales un mod de viață, să trăiască în chinovie. Da? Deși numele monah înseamnă singuratic. Da? Ei trăiesc totuși în chinovie. Da? Împreună, așa, într-o anumită stare. Dar această stare a fecioriei, a sărăciei de bunăvoie și a ascultării, trebuie să fie starea oricărui creștin din lumea aceasta. Oricărui creștin ortodox din trupul lui Hristos. Da. Nu este ceva, faptul că te îmbraci în haine negre, nu te face nici supra-om, nici îngeresc, nici supra-îngeresc, ci trăiești în normalitatea mireanului care a ales acest mod de viață, fraților. Aceasta este călugăria. Da. De aceea, vedeți cum stau de fapt lucrurile, care este realitatea, da, pe care trebuie să o înțelegem în modul corect, pentru că altfel, de fapt, trăim într-o erezie, suntem rupți de Biserica lui Hristos, rupți de gândul lui Hristos, rupți de înțelegerea dogmatică a Bisericii, rupți de vindecarea în Hristos și ne ducem în fundul iadului. Pentru că nu înțelegem adevărul, nu înțelegem ce vrea Hristos de la noi. Devenim niște oameni religioși și nu niște oameni credincioși. Și trăim într-o religiozitate, pentru că ne interesează întrebările care se pun pe oameni, ce interesează. Vai, am spălat cu mașina de spălat duminica. Am pus mașina de spălat duminica. Oare e păcat, părinte? Asta este problema noastră. Asta este problema noastră. Ce spune Hristos? Fățarnice, când îți cade animalul în fântână, nu te duci să-l scoți? Nimeni nu zice să te duci, să zici, a, e duminică, mă duc să tai copaci cu drujba. Că atunci înseamnă că ești nebun. Nu? Dar să faci mâncare, să ajuți frații, să pui mașina de spălat să funcționeze. Care este problema? Înțelegeți? Înțelegeți în ce hal de alienare mentală au ajuns oamenii, încât nu mai înțeleg că ei nu trebuie să fie niște oameni religioși, ci trebuie să fie oamenii lui Hristos. Dar asta se întâmplă pentru că nu citesc Sfânta Scriptură și dacă o citesc, nici nu o înțeleg. Și de-aia oamenii pleacă la secte. Se duc la secte. Pentru că iau o căutare și nu o găsesc între oamenii religioși din Biserica Ortodoxă.
Și atunci se duc la secte, crezând că acolo vor găsi adevărul. Și acolo se pierd mai rău în secte. Iată, dragii mei, iată, iubiții mei, cu durere și cu dragoste, spun aceasta pentru omul contemporan, ca să înțelegem, de fapt, care este realitatea. Pentru că altfel suntem pierduți în această lume bolnavă. O biserică care nu te mai poate vindeca nu e o biserică, fraților. Sinodul din Creta nu poate vindeca. Ne aflăm în această moarte sufletească, așa cum îmi spunea un schimonah ieri din Sfântul Munte Athos. Părinte, în România am observat că nici episcopii, nici prezbiterii nu mai au acea licărire a prezenței Duhului Sfânt, care era înainte de 2016. Păi normal că nu mai este. Pentru că nu ai cum să o ai dacă tu stai nepăsător față de adevăr. Cum poți tu ca episcop sau ca prezbiter să te uiți în ochii oamenilor și să spui că sinodul din Creta este bun și că nu s-au dat dogme noi? Cum poți să fii atât de mincinos? Cum poți să fii atât de ipocrit? Și tot ei mă atacă pe mine spunând: a, trădătorule de țară, urăști România, urăști pe români. Nu e adevărat, din contră. Eu, prin ceea ce vă spun, arăt că iubesc pe români. Pentru că dacă n-aș iubi pe români, nu v-aș spune aceste realități. V-aș lăsa să crăpați, să muriți și să vă duceți în iad. Nu v-aș spune nimic dacă nu v-aș iubi. Dar tocmai pentru că vă iubesc, pentru aceea vă spun și vă învăț. Înțelegeți? Uitați-vă la monacul Teologos, uitați-vă la cine vreți care să vă gâdile urechile cu discursuri motivaționale de programare neurolingvistică, că el a studiat în America și știe să vă programeze neurolingvistic, care este un fel de vrăjitorie a limbii. Da? Minunat! Dar veți rămâne în același iad, în aceeași mocirlă, în aceeași groapă, fără de Hristos. Aceasta este realitatea. Da. Iată, am făcut conferință mare, foarte mare, despre textele eretice ale sinodului din Creta. Da. Din păcate, orbirea sufletească este atât de mare încât oamenii nu mai au nici logică, nici bun simț. Și atunci, întreaga această societate se duce de râpă. Pentru că nu-L mai are pe Hristos. Nu mai este luminată de Dumnezeu prin smerenie. N-ai cum să fii luminat de Dumnezeu când tu zici: aoleu, iauzi, nu vreau să mă simt înjosit și umilit de biserică la canonul cel mare. Auziți? Faptul că oamenii nu au înțeles că e un lucru bun să fii înjosit și umilit de biserică la canonul cel mare, e foarte grav, fraților. Arată o orbire sufletească totală. Arată că această populație este luată de Satana. Și Satana s-a eliberat după sinodul din Creta. Și face ravagii. Te duci și te spovedești și nu simți că ți s-au iertat păcatele. Te duci și te împărtășești și nu mai simți că te-ai împărtășit cu Hristos. Te duci și trăiești într-o pseudo-realitate. Într-o minciună. Pentru că așa doriți să trăiți în această comoditate și bulă în care să nu vă fie rău. Și cu siguranță părintele Matei Vulcănescu e ciudat și e ceva dubios acolo. Cu siguranță părintele Matei Vulcănescu nu e în regulă. E o sectă, că așa mi-a zis mie părintele Xulescu. Nu? Vedeți? Nebunia nebuniilor. Dar cine are inima deschisă, cine are smerenie, înțelege că tot ceea ce spun eu nu e de la mine, ci este învățătura Sfinților Părinți și că ceea ce fac, ceea ce spun, nu este învățătura mea, nu este din mintea mea bolnavă, strâmbă și nebună, da? Ci este de la Hristos, cu binecuvântarea Părintelui meu duhovnic, stând alături de mari personalități ale Ortodoxiei ani de zile, am învățat și am aprofundat Ortodoxia ca să vă transmit vouă mai departe. Dacă voi ați văzut numai prostii și deodată vi se arată adevărul și voi rămâneți în cerbicia inimii voastre și în moartea voastră sufletească, atunci
Este exact ce s-a întâmplat cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit la poporul evreu să-l scoată din religiozitatea aceea bolnavă și poporul evreu nu a vrut. Și spune Hristos, cu ce să vă asemăn pe voi? V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am spus asta, am încercat asta, dar voi continuați să rămâneți în această moarte sufletească, în acest iad în care trăiți în continuare și acest iad este o moarte veșnică, pentru că dacă nu ieșiți în această viață, din acest iad, nu veți ieși nici după moarte. Pentru că omul nu, rămânând în orbire, se înșerțoșează în mlaștina orbirii atât de mult încât el nu mai înaintează. Unii înaintează. Așa cum a zis un prieten, un fost coleg de liceu, care mi-a spus să vorbesc despre înaintarea sufletelor, evoluția sufletelor după moarte, după ce trec din lumea aceasta. Că există o evoluție, spun Sfinții Părinți, dar la cine este această evoluție și la cine nu este această evoluție? Da. Aceasta este un subiect foarte larg despre care putem să discutăm pe Sfinții Părinți, bineînțeles, pe învățătura Sfinților Părinți, nu așa, pregătit fiind, pentru că, vedeți, tot ceea ce vă învăț, trebuie să mă pregătesc să vă spun. Să vă spun din Sfinții Părinți, să vă spun lucruri reale, spre folosul sufletelor voastre, ca o milostenie sufletească pe care o fac cu voi. Nu am nevoie de voi să veniți la biserică. După cum vedeți, am și spus, toți care mă sună, mă caută, le spun, 2 ani de cateheză. Altfel nu vă primesc în biserică. După 2 ani de cateheză. Și întotdeauna când am primit în biserică, fără cei 2 ani de cateheză, am greșit. Am greșit. Și a trebuit să-i dau afară. Pentru că nu au înțeles. Nu au înțeles ce înseamnă Evanghelia, ce înseamnă Hristos, ce înseamnă biserica. Da? Biserica nu e așa, fiecare face ce vrea, e biserica lui Neacaisă. Nu, e biserica lui Hristos. Și acolo e pus un prezbiter, e pus un episcop, e pus un sintronos. Da. Dar, din păcate, lucrurile acestea sunt departe de înțelegerea oamenilor din ziua de azi, care ei ascultă, au telefoane mobile, copiii la 13-12 ani stau cu telefonul mobil în față și învață cum să facă bani. După cum vedem, chiar acum recent, s-a descoperit o rețea de copii de 13-14-15 ani minori care aveau o rețea îngrozitoare, în care se pierdeau suflete cu alți copii, care erau sclavizați de alți copii. Vă dați seama în ce societate s-a ajuns și cine sunt vinovați? Părinții care le-au pus telefoane mobile în mână din astea, cu ecrane, ca să le piardă sufletele acestor copii, să-i distrugă pentru veșnicie, fraților. Da. Droguri, telefoane și moarte. Asta le dați copiilor voștri. Și nenorociți, și vă nenorociți și voi și îi faceți pe copiii voștri îndoiți satanei, îndoiți iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunt Părintele Matei Vulcănescu. Doamne ajută!